Continuăm cu lecția a șasea. Dragostea, o natură, o decizie, o relație. Dragostea este o nevoie fundamentală a omului, numai că termenul și fenomenul dragostei poate fi înțeles într-un mod foarte variat. Scriptura spune că în zile din urmă oamenii vor fi fără dragoste firească. Adică le va lipsi inclusiv elementul natural lăsat de Dumnezeu între ființele create, la nivel de specie, de relațiile între indivizi. Pe de altă parte, Scriptura spune că Dumnezeu este dragoste. Așa înseamnă că cei ce sunt născuți din nou după chipul Său au cea mai mare capacitate de a iubi, de a interacționa. Oamenii firești pot să fie fără dragoste sau să aibă doar o dragoste egoistă. Oamenii duhovnicești primesc o nouă dimensiune a dragostei. De aceea am spus că mai întâi dragostea este o chestiune legată de natură. Dacă vorbim de iubirea unei pisici, va avea o iubire, să spunem, față de stăpână, poate este atașată, o iubire față de puișori și nu știu ce ar mai cuprinde iubirea unei pisici. Că atâta e natura unei pisici, nu? Dragostea la nivelul unui om nenăscut din nou, ce dimensiune poate să cuprindă? Să iubească poate frumosul, să iubească anumite lucrări, anumite aspecte legate de viața și activitatea soției, dar va avea un om nenăscut din nou dimensiunea jertfei care se sacrifică? Pentru că sinonimul cel mai curat și profund al cuvântului dragoste nu iubire, ci sacrificiu, jertfă. De aceea am notat aici în principii, trec direct la capitolul 2, pe fondul căderii în păcat, oamenii înțeleg dragostea din cauză, pentru, o iubesc pentru că e frumos. Stai că frumusețea trece. Dragoste în parteneriat, dau și primesc. Cum spunea Domnul, păcătoși, iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și poate ați întâlnit familie în care bărbatul spune, dacă ea se poartă frumos, sunt cel mai bun bărbat. Și ea se spune să mă iubească și atunci și eu mă supun. Dar asta e legământul de care vorbeam noi, în favoarea celuilalt? Nici vorbă. Dragostea, am notat aici la punctul 2, necesară vieții de familist, acea iubire legământ, iese de natură divină și se dobândește numai prin naștere din nou, urmată de creșterea spirituală spre desăvârșire. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Așa că, fetelor, când vedeți că un băiat face referire la dragoste, vorbiți cu pastorul bisericii sau cu un om mai duhovnicesc să-i dea un test de maturitate duhovnicească. Atâta dragoste are un băiat sau o fată cât de spiritual este. Asta e dimensiunea. Dacă e un păcătos, poate să iubească, dar la o dimensiune firească. El nu are încorporat în sine altceva. Dar dacă e dragostea venită din Duhul, aceea are și bunătate, și credincioșie, și pace, și facere de bine, și blândețe. Va fi un băiat, un bărbat care te va iubi întotdeauna, va fi gentil, atent cu tine, gata de sacrificii. Dar dacă nu, va fi cam povestea aceea că s-au întâlnit doi din ăștia și s-au asociat, că vorba aceea, cine se aseamănă, se adună, sau cine se adună, se aseamănă cu vremea. Și el a sunat-o pe ea să vină repede, cât să meargă cu mașina, n-avea numai o mașină. Ea a venit, dar de grăbită m-a blocat ușile și au rămas cheile în mașină. El se duce în curte, supărat, dar erau proaspăt căsătoriți. Așa, până la urmă a scăpat vorba, că la presiune iese ce-i imprisos. Și zice că ea nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă și așa proastă. Și ea i-a dat replica. Zice, m-a făcut așa frumoasă să mă pot iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Spuneți-mi din ăștia doi, care au avut dragoste în momentele astea? Nici unul și-au dat arama pe față.
El a iubit frumosul. Și cu frumosul pățești ca și cu Rahela, să face scandal după aceea. Asta este. În al doilea rând, dragostea este o decizie. Și am notat aici la punctul 3, iubirea conjugală este o decizie de dăruire a persoanei care iubește tot ce are, cu tot ce are și pentru totdeauna. Textul din Cântarea Cântărilor este bine de citit în privința aceasta, Cântarea Cântărilor, capitolul 8, de la versetul 6. Dragostea este tare ca moartea. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. De-ar da omul toate averile în casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Iată ce resurse are dragoste. Este o decizie irevocabilă. O deschidere reciprocă, o dăruire fără rezerve. Cum scrie aici în 5:1, eu intru în grădina mea, mâncați prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Dragoste este acea decizie de a bea, un simbolul de aici și din Proverbe 5, și de a rămâne beat toată viața. Proverbe, capitolul 5, spune în versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat, 19, fiind drăgostit, necurmat, fiind bătat tot timpul de drăgălășiile ei. Este acea decizie prin care te-ai angajat să o iubești cu toată ființa, cu toată puterea, să te dăruiești fără rezerve. Asta dacă ai și capacitatea necesară. Am notat în continuare și bine ar fi astea să le învățați pe de rost și să le probați în relația cu viitorul partener. Dragostea nu e doar ceea ce simți, pentru că în concept lumesc, dragostea aparent vine pe nesimțite și pleacă pe neanunțate. Nu mai simt, am simțit. De ce dragostea e numai o simțire? Dragostea este o decizie. Este un angajament cu care te-ai deschis pentru o relație. E acțiunea, tot ceea ce spui prin cuvinte, este o poveste, e dragoste adevărată a ceea ce faci, de la gesturi simple la fapte mari. Asta este dragoste. Am notat aici o pildă, într-o familie erau mai mulți copii și o altă familie ce n-avea copii, a venit să ia un copilaș, să-l înfieze. Și copiii și-au dat seama. Și când a venit ziua în care familia aceea urmau să ducă pe copil pentru că începea școala, s-au dat ceilalți copii pe lângă părinți și unul zice: mama, eu știu că vrei să-l dai pe frățiorul meu, că noi suntem mai mulți. Eu nu îmi trebuie ghiozdan și haine noi, să-i cumpăr lui, să rămână la noi acasă. Se dă altul și spune: mama, eu nu mai mânc felul 2 să-l mânce el, eu nu mai supă mai mânc, nu mai mânc friptură, dar să nu plece de la noi. Și altul cu prăjitura și tot așa. Le-a rupt inima, s-au apucat toți de plâns. Păi asta e dragostea. Și dacă nu ești în stare față de partenerul de viață să gândești așa, înseamnă că a fost doar ceva așa, o rouă. N-a fost o inundație. Dragostea este un foc care nu se stinge, sau o apă care nu se epuizează niciodată. Am notat la punctul 4, iubirea familială începe cu încântarea. Pentru că înainte de nuntă, visele și hormonii îi fac pe tineri să se simtă la al treilea cer. Noi obișnuim la Arad să facem cateheză pentru căsătorie, câteva lecții înainte de nuntă. Și când le spun una și alta, și dacă nu-mi zic, îi văd cu alte cuvinte, cu frate, cu noi nu-i probleme, noi ne iubim. Dar visele astea și lucrarea hormonilor, știți cât ține? Câteva săptămâni. Până te golești. Și până începi să-ți numeri bine banii și vezi cât ia de gospodină și tu de pocăit și dintr-o dată te trezești ca dintr-un vis. Și atunci se vede dacă este dragoste. Că ai decis să iubești, să te sacrifici. Și apoi dragostea te maturizează și te face puternic să reziști într-o familie cu copii,
cu probleme, poate cu situații de boală, cu probleme materiale. Este o slujire cu împliniri responsabile și să vezi în timp ce îți oferă dragoste adevărat, care provine dintr-o natură duhovnicească, dintr-o decizie irevocabilă de a iubi. Altfel, v-am notat aici în introducere așa un joc de cuvinte, când cineva spune, îl iubesc, asta e puțin, trebuie să ajungi să-l faci să te iubească și să se poată păstra iubirea. Am dat un citat din Augustin, ce ți aparține la fel de mult ca tu însuți, dacă tu însuți de fapt aparții altuia. În dragoste tu de fapt aparții altuia, nu ești al tău. Ai decis să te dăruiești. Știi ce îți mai rămâne? Să iubești, că asta e iubirea. Iubirea are sens unic, o dăruire spre celălalt. Fenomenul dragostei eliberează omul de solitudine, de singurătate. Pentru că să știți că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu să ne răsfrângem iubirea spre cei din jur. Egocentrismul este o gândire vinovată. Și chiar dacă cineva e chemat să fie celibatar, el trebuie să-și manifeste dragostea prin slujire. Acea slujire fără piedici, numită de Apostolul Pavel în Corinteni 7:35. Dar cine este familist își manifestă dragostea din natura lui dumnezeiască de acum spre celălalt. Pentru că veți constata, sau cei care sunteți familiști știți deja aceasta, bărbatul e foarte diferit față de femeie. Și familia face să scoat din om și ultima fărâme de firea pământească. Că bărbatul trebuie să iubească nevasta și nevasta e diferită față de bărbat. Și femeia trebuie să iubească bărbatul și bărbatul e diferit față de nevastă. Și unele fete nu înțeleg asta până nu se mărită. Că bărbatul e total diferit, gândește altfel. Și bărbații trebuie să înțeleagă că Dumnezeu când a creat pe Eva nu l-a clonat pe Adam. Făcut altceva, e altfel structurat. Și avem noi imediat o lecție despre natura bărbatului și a femeii. Dar asta este dragostea, o ofertă de o viață pe baza unei naturi duhovnicești. Trecem la lecția 7. Etape procedurale premaritale. Voi cred că ați vrut să ajung direct aici, nu? Am notat aici la punctul 1 o vorbă pe care a spus-o unui băiat adolescent când tatăl său a făcut o aluzie la viitor că se va căsători și el și zice, băiatul, tată, ție nu ți-a fost greu că te-ai căsătorit cu mama, dar îți dai seama, eu trebuie să iau o străină. Într-adevăr, cine știe cine va fi soția ta, nu? Am notat 3 principii. 1. Anii premergători căsătoriei sunt foarte importanți pentru formarea și chemarea spirituală. 1 Corinteni 7. Ascultați băieților cum ar trebui să fiți înainte de a vă căsători. Diferența de viața, dintre viața de nefamilist și cea de familist, 7:32, cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Și la fată, 4, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului să fie sfântă și cu trupul și cu duh. Asta trebuie să fie pasiunea unui bărbat și a unei fete. Anii premergători sunt foarte importanți. Cineva m-a întrebat, frate, ce să fac ca să am o căsătorie bună? Cum să-mi aleg partenerul? Nu asta e important în primul rând. Important în primul rând e cât ești tu de pocăit. Asta contează. Un al doilea principiu, toate lucrurile au vremea lor. Căsătoria trebuie să se consume de regulă la tinerețe. Nici prea devreme, nici prea târziu. Prea devreme înseamnă atunci când nu te poți căsători în câteva luni. Te împrietenești cu cineva și dacă te întreabă când te căsătorești, peste 4 ani. E normal? Nu, pentru că o asemenea relație nu poate să dureze 4 ani în curăție.
Eu am făcut o provocare la mai mulți tineri din țară, vă fac și vouă. Dacă cineva îmi găsește în Biblie o singură referință despre prietenie între un băiat și o fată, îi fac cadou o Biblie aurită. Să-mi găsiți vreun exemplu, vreo referire cât de vagă despre a da Biblia drept ca un băiat și o fată să fie prieteni. Vă fac cadou o Biblie aurită. Numai că acest statut de prietenie s-a încetățenit între noi și avem curajul să spunem, e prietena mea. Dar doi din lume, dacă i-ai întâlnit pe stradă un bărbat să-ți prezinte o femeie, spune, asta e prietena mea, ce ai înțelege? Adică e femeia cu care trăiește el, dar nu-s legitim. La noi nu se poate gândi așa problema, dar toți tinerii care cred că poate să existe o prietenie de ani fără implicare sentimentală, sunt cel puțin naivi. Dar eu spun că sunt firești și în final vor fi păcătoși. Pentru că nu se poate. Proverbe 6, poate umbla cineva pe cărbune aprins fără să-i se aprindă picioarele? Poate? Poate purta cineva foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Măi, faceți întâi probă cu focul, nu cu fetele. Și dacă voi aveți imunitate, hai să încercăm. Nu se poate. Pentru că așa suntem structurați. Privind, vorbind, întâlnindu-ne, nu rezistăm. Sau ați reușit careva performanța asta? Nu mai riscați cu o întâlnire. Aceste întâlniri de prietenie aparțin doar conceptului din ultimele decenii. Și în etapele procedurale s-a călcat acest principiu. Alții, cum dădeam exemplu înainte, își permit, nu doar timpuriu, vârsta lor le-ar fi pentru căsătorie, dar ei consideră că trebuie să fie o perioadă de câțiva ani și apoi. Asta este echivalentul acelei căsătorii de probă din lume, care niciodată n-a dat și nu dă randament. Și în al treilea principiu, o relație maritală nu poate să se consume decât în granițele poporului lui Dumnezeu. Nu credeți că unul firesc poate să-ți ofere dragoste de om duhovnicesc. Nici nu fiți iluzioniști sperând că se va pocăi cu această ocazie. Nu te poți îndrăgosti de doi deodată, și de Domnul și de Doamna, numai pe rând. Și ordinea întâi Domnul și apoi Doamna. Am dat ca exemplu o fabulă. Se spune că un scorpion a rugat o broscuță să-l treacă râul. Și broscuța a zis, măi, nu mă încurcă, tu mă înțepi. Nu, că interesul meu. Vreau să mă mut pe celălalt mal. Până la urmă, broscuța s-a lăsat lămurită. Și când erau pe la mijlocul apei, scorpionul a înțepat broscuța și în timp ce ziceau amândoi la fund, a zis broscuța către scorpion, spune și mie care e logica, că murim amândoi. Și l-a zis, aici nu e vorba de logică, asta e natura mea. Așa că logica nu ține în fața naturii, dacă e firesc. Degeaba spune că te iubește. El te iubește uitându-se așa la tine. Dar după ce termină de să-și consume pofta, vei păți cu el catamar cu Amnon. Te urăște și te dă afară. Am notat câteva etape. 1. Călăuzirea divină. Asta e ceea ce se neglijează în vremea noastră. Necesară unei alegeri bune, unui comportament curat, înainte de a-ți alege singur calea. Și aici fac o mențiune. Atât băiatul cât și fata au nevoie de călăuzire. Și am dat ca exemplu fapte 9 și 10. Când a vorbit Domnul în fapte 9 la Anania să meargă unde e Pavel, Saul, i-a vorbit și la Saul că vine Anania. Adică dacă îi vorbește Domnul la băiat să meargă acolo, e fata, o să-i vorbească și la fată, vezi că vine băiatul.
Când i-a vorbit Domnul la Corneliu să meargă în Cezarea, în casa unde în Iope, unde e Petru, i-a vorbit și la Petru, vezi că vin de la Corneliu. Dacă îi vorbește numai la Corneliu și la Petru nu-i vorbește, Petru nu o să meargă. Pentru că trebuie să aibă un mesaj clar și unul și celălalt. Dumnezeu poate să-ți vorbească în mod diferit. Eu nu vă îndemn să vă hazardați doar pe seama unei prorocii și să fi fost un proroc care a putut fi influențat. Trebuie să ai o temelie. În privința asta, chiar în revista Dragoste pentru Adevăr, care le-am adus acum, e un articol, etape procedurale premaritale, sfatul este să colaborați cu părinții, cu slujitorii și, dacă este nevoie, și cu proroși, rugați-vă cu sinceritate, dar asta înainte de a vă deschide voi sentimental. După aceea e prea târziu. Mi-a povestit fratele Viorel Calancea, păstor în Chișinău, Republica Moldova, că la ei încă se păstrează modelul din fosta Uniune Sovietică, când un băiat vrea să se căsătorească, merge și spune la prezbiter: vreau să mă căsătoresc, mi-am pus ochii pe fata cu tare, m-am rugat Domnului și păstorul acela sau prezbiterul se duce la fată și îi spune: un băiat vrea să te ceară în căsătorie, vrei să te căsătorești? Și înainte de a spune cine e băiatul, fata, dacă zice încă nu vreau să mă căsătoresc, atunci nici nu mai ispitește să mai spună cine e băiatul. Dacă fata spune, aș vrea să mă căsătoresc, dar vreau să știu cine e băiatul, atunci îi spune și rămâne o vreme să se roage și fata. Și dacă și fata își dă accept, urmează să se întâlnească, nu mai știe exact, în prezența părinților, slujitorilor, și apoi urmează discuția. Nu neapărat trebuie să căsătorească după faza asta. Dacă lucrurile concordă și înțelesul e bun, merg înainte. Dacă nu, se retrag liniștiți. Dar dacă începe o relație de prietenie cu întâlniri, știu eu, pe internet, pe când se afle tata și mama, slujitorii, sau să mai întrebe pe Domnul, de unde că ei sunt deja îndrăgostiți. Și nici nu știu dacă îi va mai opri Domnul din faza asta. Cum spunea un frate, că unul s-a dus cu fata să întrebe pe Domnul ca să respecte și rânduiala penticostală. Și pe drum îi zice: auzi, dragă, nu cred că Domnul nu mă lasă să te iau, cât te iubesc eu pe tine. Și ia și eu și ochi frumoși. Și când s-a dus Domnul, i-a vorbit și a zis: îți respect alegerea. Nu înțeles el asta. Auzi, mă las, gata. Dar când îți va fi greu în viață să ieși afară, să te uiți la stele și să înveți de la ele? Și-o luă pe frumoasa din poveste și început povestea. Și într-o seară, scandal, n-am mai suportat asta, dacă mai stau în casă, mă scap și-o lovesc, ești afară, cer senin, stele și-o aminte de descoperire. Doamne, ce să învăț de la stele? Taci și luminează. Și s-a întors în casă să continue cu episodul următor. Ce să fac? Da? Pentru că a întreba pe Domnul înseamnă mai întâi a te smeri înaintea Lui și a lăsa să te ajute, a cere sfat fraților. Sau, nu e obligatoriu. Nu vă va impune nimeni de la comitet cum să vă căsătoriți. Numai că modelul ăsta cu prietenii din ultima vreme și fără consilierea părinților spirituali și biologici, e fără rezultate bune. De exemplu, în vremea mișcării moraviene a lui Contelui Zinzendorf, mergeau tineri pe câmpul de misiune și când acolo aveau o bază materială asigurată și socoteau că e momentul de căsătorie, trimiteau scrisoare în țară, în Moravia, să-i trimită câte o fată. Și mergea fata direct la adresă, ca Rebecca la Isaac. Știți că frații moravieni n-au avut niciun divorț? Și o vedea când era deja trecută pe numele lui. Acum iau băieții pe fete, nu numai pe nevăzute, acum le iau și pe pipăite și tot nu iese treaba bună. Pentru că nu-s principiile sănătoase și se angajează în realizarea unui act de căsătorie două ființe fără experiență, un băiat și o fată. Mi-a spus recent unui băiat: tu știi ce înseamnă viața cu o femeie firească? Știu. Deci, da, de unde știi? Din reîncarnarea anterioară, de unde știi tu? Băi, nu, m-am gândit, măi băieți, una e să știi și alta e să te gândești, măi.
Du-te și tu în adunare, consultă-vă 3-4 bărbați care au neveste niște cucoane, să vezi cum e viața și apoi vezi dacă te mai duci la ea apeții sau îți faci jos de un bilet caiona și te duci în capătul celălalt. Dar când au tineri care spun, o să arate eu ce o să fac, auzi, mai bine joacă-te cu plastelină și arată întâi asta. Pentru că nu e chiar atât de simplu. Curtarea trebuie să asocieze părinții, slujitorii. Este o chestiune de o viață. Când întâlnim cu un tânăr care, de exemplu, vreau să mă ofer serviciul unei fete, auzi, am văzut că te discută cu tine un băiat de nu știu unde, zic, eu cunosc pe slujitorul de acolo, vrei să mă interesezi? Nu, că eu îl iubesc. Îmi dau seama. Dar iubirea nu exclude cercetarea lucrurilor. A întrebat pe Domnul, a lămurit cum stau lucrurile. Procedura robului lui Avram, Genesa 24, foarte interesantă. Se înțelege Avram cu robul, pune să jure, e o chestiune solemnă. Se roagă, pleacă. Unde e Isaac în tot peisajul ăsta? Băieți, unde a fost Isaac? Avea cunoștință de ce se întâmpla? Eu cred că avea. El știa că tata are principii sănătoase. N-a fost absurd când a venit robul, l-a pus să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Băi, să văd, nu cumva au greșit ăsta, au încurcat lucrurile. Dar a luat-o și a iubit-o și a fost nevasta lui. Principiile biblice sunt călăuzitoare în privința asta. Dar dacă se începe cu relații virtuale, nu-l cunoști, ajungi, pățești ca și bietul Iosua, că n-a cerut informații și afli și tu cine-i mister sau lady, de-abia pe când s-o servi masa. I'm sorry, prea târziu. Ce să mai faci? Deci nu vă hazardați. Și repet, cuvântul prietenie nu mi-l veți găsi în perioada asta. Și asta ce înseamnă? Ca să nu vă opresc de la una și să nu vă închid o poartă, să nu vă dau drumul pe alta. Când un băiat vrea să căsătorească, după ce s-a rugat și este încredințat, că el deja este matur în dragoste, cu tata, cu slujitorii, ai dreptul și să spui tu direct la fată, dar fata cu minte va spune imediat la tată sau și la mama sa. Așa că ori de la tine, ori de la ea, află în 24 de ore dacă e fată pocăită. Și îi spui, sora, eu am un gând serios față de tine. Dar dacă băiatul face o propoziție, îi cere ei o poză și fata, m-am spus că fetele sunt diferite, fata deja se gândește ce rochi de mireasă o să aibă. Și tu ai iluzii optice și jonglerii verbale. Tu ai început să citești dintr-un roman de dragoste, dar ai deschis la întâmplare, știi? La capitolul 2. Ești, ce frumos sunt ochii, iubitul, ochii tăi de porumbiță. Și fata zice, măi, paragraful ăsta e dintr-o carte, dintr-un volum care pe titlul lui poartă titlul Căsătoria lui Ionel cu Ana. Înainte de a citi paragraf din carte, citește titlul. Vezi că vreau să trec pe numele meu. Cu demnitate, cu seriozitate. Și dacă nu va fi să fie ea, dacă va respinge, nicio problemă. Tu ești serios. Nu să vezi că la una îi bate apropo, la una îi spune, atâta trebuie să întâlnească două fete, una cu ochii albaștri și una cu ochii negri. Și amândouă că fetele povestește. Și ăsta, băiatul ăla, zic, asta, îi plac ochii numai albaștri, cealaltă să spună, cum că mi-au zis că numai negri îi plac? Pentru că mai sunt și astfel de băieți care la o fată îi văd numai ochii. Fie că e vorba de un băiat, fie că de o fată, nu începeți cercetarea cu poza. Poza într-un volum de căsătorie pe ultima pagină. Începeți cercetarea cu dimensiunea spirituală. Ca să poți să dezbați subiectul ăsta. Dacă începi să ești frumoasă, pe următoarea dată o să se duc la un salon de frumusețare să fie mai frumoasă, ca să ai ce adăuga un compliment, știi? Dacă încep cu o discuție, știi, cu ea și voi testați-i pe băieți, vedeți cam ce Biblie știu. Ca până la următoarea întâlnire să citească angro.
Spune, dragă, ce zici tu, m-o predicat duminică, oare unde mi-ai scrie despre asta, știi? Și când o să vezi cum să bâlbea, păi nu știu, că pe Matei, pe Epistole, mai du-te mă și te pregătește, vei apeți și tu... Noi dacă nu să naștem un copil, tu trebuie să-l înveți. Ce să-l înveți? Tu crezi că îl trimiți la școala duminicală, nu? Să discuți, apoi să se poate discuta profesional. Uite, tu ce servicii ai, ce o să facem? Muncim, facem o casă, locuim la bloc. Și apoi dăm drumul la sentimente, nu? Așa au și ele locul lor. Dar la sentimente când deja ne gândim la ce etaj o să stăm, nu? Nu, se înțeleg că sentimentele în parc. Și nu știm că la ce etaj o să stăm. Și ce plan are Dumnezeu cu noi? Asta este viața de familie. Și finalitățile am notat aici. Să se ajungă la o logodnă, dar logodna nu-i lună de miere. Și toate să se consume într-un mod respectabil și la locul lor. Am notat cazul dintre Iosif și Maria, au fost logodiți. Dar ea s-a dus într-o parte și el a rămas în altă parte. Așa da. Dar logodiți și ei stau împreună, se întâlnesc zilnic. Ce-i asta? Păcat. Și s-ar putea ca unul să se retragă. Iosif voia să o lase fără să o facă de rușine. Dar după ce ți-ai permis anumite lucruri, tangibilități fizice și mai vrei să o lași, cum este? Și te retragi. Și ea rămâne, se consumă din neuron, va plânge, este zdrobit. Sau tu îl vei înșela pe el. Dar dacă nu s-a investit în dimensiunea sentimentală și discuția voastră, de care au știu și părinții și frații de slujbă, a avut un conținut spiritual, un conținut profesional, ați discutat sufletește, ați relaționat, pentru că viața de familie presupune o compatibilizare, o acordare. Dar în primul rând, ce este important dacă vine de la Domnul lucrurile, el va face ca să se potrivească. De exemplu, era un băiat care discuta cu o fată, amândoi cu spirit de misiune, și Domnul le-a spus, nu este alegerea cea mai bună. Cu oarecare durere în suflet au acceptat. Ce s-a întâmplat în viitor? Cineva a urmărit situația. El s-a căsătorit apoi cu o altă fată și a plecat undeva pe un câmp de misiune, într-o zonă foarte grea. Fata asta s-a îmbolnăvit. N-ar fi rezistat în câmpul acela de misiune, la condițiile de acolo. Și pentru ea a îngăduit Dumnezeu un bărbat foarte sănătos, foarte robust, cu un spirit de slujire, care a făcut treburile și afară și în casă. Și a zis, băi, bine le știe Dumnezeu potrivi. Dar nouă ni se pare că potrivești încolo, op, că nu mai potrivesc. Că trebuie să se potrivească și la un cap, și la celălalt, deja te acoperi pe cap și te descoperi pe picioare, că tot nu-i bine. Rețineți în finalul acestei lecții că reușita unei proceduri premaritale e legată de dreptul de binecuvântare, de ascultarea care ai avut-o față de părinți. Ești fericit în viață? Crezi că poți fi fericit în viață fără să fii fericit în căsătorie? Binecuvântarea e legată de felul în care te-ai purtat în perioada premaritală? Dumnezeu te va binecuvânta ca atare. Trecem la lecția următoare, lecția 8. Cununia între fast și binecuvântare. Ce va fi la nunta voastră? Fast sau binecuvântare? Unii îngrijesc, fotografi, design. În America, îmi spunea cineva, o lună de zile au avut o pregătire a locului din parc unde urma să fie nunta. Torturile au fost pregătite câteva săptămâni. Și viața în doi a mai durat tot atâta cât dura pregătirea pentru nuntă. Vă dați seama ce pregătiți au fost. Mai este și conceptul în vremea noastră că nunta nu trebuie să se consume la biserică. Și am notat aici la B, de ce cununia are loc în biserică? Pentru că e un legământ înaintea și în numele Domnului, pentru că El a creat și le-a împreunat pe cei doi și numai El poate să dea binecuvântare. Deci asta nu e ceva ce facem noi în privat. Dumnezeu lucrează prin biserică, v-am spus, biserica și familia se substituie una celelalte și se ajută. Am notat aici la A, punctul 2, cum ar trebui să sune întrebarea care își găsește cel mai lung răspuns, cel mai lung da. Veți trăi împreună sfânta taina căsătoriei? Și asta înseamnă vă veți iubi, vă veți consola, vă veți respecta, vă veți cinsti, veți fi împreună la bine, la rău, în sănătate și în boală, renunțând la orice altceva și vă veți păstra unul pentru celălalt atât cât timp veți trăi?
Și observați la B, punctul 2, ce ar însemna da. Fetelor, când ziceți da, trebuie să imaginezi și când îi fi babă lângă un moș, că nu mai te pune păstorul să mai spui al da la 60 de ani, ăsta e și pentru atunci. Da, mă angajez ca în sinceritate să-ți dau tot ce am, trupul meu, banii mei, bunurile mele, dar și visurile vieții și să te apăr, chiar dacă va fi trebuit să-mi dau viața pentru tine. Referință Matei, Efeseni 5, să iubești nevasta cum a iubit Hristos, biserica. Mi-a plăcut modelul din Ucraina unde, la nuntă, când îți pe genunchi, mai întâi se roagă mirii, cer binecuvântarea Domnului. Și apoi se roagă slujitorii. Pentru că adevărata binecuvântare e un proces verbal care ți-l faci în conștiință. Dacă nu te mustră, dacă nu te simți vinovat și potrivit cu idealurile care ți le-ai fixat în viață. Am notat aici la leși și efecte, la punctul 1, declarațiile celor doi și rugăciunea către Dumnezeu trebuie să cuprindă totul. De la mulțumirea că Dumnezeu i-a creat, revenirea lui Mesia, evidenție rolul dragostei de natură divină, referințe la planul specific pentru fiecare familie, dar și binecuvântarea procesul verbal al conștiinței și credinței sub efectul harului lui Dumnezeu. Celelalte, cum am dat la punctul 2, design, muzică, filmări și așa mai departe, astea sunt un apanaj. Dacă e ceva substrat bun, își are locul. Tinerețe, la nuntă, să fie flori, să fie tot ce trebuie. Eu la domnișorii de onoare le spun domnișori de ocară. Să vă spun de ce. Uitați la noi, mirii, îmi dat certificatul de căsătorie și înapoi la lor tot doi câte doi și mă duc la următorii și zic actele. Și nu că noi nu avem acte. Azi nu vi l-o eliberat încă de la primărie? Nu, că eu nu mă căsătoresc cu el. Dar atunci de ce îl ții de braț să te expui în față la 1000 de oameni și apoi să mai stai și 4 ore la masă lângă el? Sentimentele voastre nu funcționează. Oamenii vor vorbi, cred că ăștia se însoară după ăștia, ăștia urmează. Și când tu spui că nici vorbă, asta nu-ți face cinste. Dacă tu vrei să faci ceva frumos la nuntă, uite, fetele pot să fie pe lângă mireasă, accept și varianta să o aducă pe tata pe mireasă, mie îmi plac și lucrurile noi, dar să fie ceva ce să corespundă moral și să aibă o imagine frumoasă. Dar când vezi, am ajuns uneori modelul, pe băiat îl aduc două fete, mă, ăstea ori lor scăpat, ori le pare rău de el, ori ăsta între fete o crescut până acum, o săracu, fetele l-au măritat, l-au însurat și de ea țin doi băieți ăștia acum, vor să n-o scape, ori... Este chestiuni care n-au niciun simbol și nicio moralitate, dragii mei. Ne interesează doar fastul. E frumos designul, că e tinerețe, să fie, dacă s-ar putea și niște porumbei să educăm să fie, să zboare în jurul nostru. Ar fi frumos că ăștia sunt foarte fideli, o viață întreagă. Dar să fie ceva ca să aibă și frumusețe și sfințenie și atunci, da, numai asta contează. De cine au fost cei doi? Pentru că dați-mi voie să vă spun în cheierea acestei lecții că nunta îl descrie pe o tânăr sau pe o tânără în profunzime. Ce ai ales te descrie cine ești. Nu trebuie să-mi spui ce-ți place, vede toată lumea. Nu trebuie să-mi spui ce vei fi tu, ne dăm seama după ce ai ales. Băiatul la care te-ai dăruit, asta relatează mai bine decât și dacă ai fi scris o carte, ce visuri ai. Pe ce preț te-ai vândut? Felul în care sunt îmbrăcați oamenii la o nuntă, pentru ce au investit slujba spirituală, post, ce-și doresc, sau doar tortul, miresei, victima. Bun, dacă trebuie și tort, mâncăm și tort, dar ce trebuie să-i facem slujbă și la asta? Vedeți, nunta îi arată pe oameni câtă maturitate au. Ce încântă, nunta te descoperă în dimensiunea ta spirituală, fizică, materială. Oamenii care i-a invitat și nu mai mirii se descoperă, adesea și rudenile și nuntașii se descoperă la nuntă. Am avut în biserică o nuntă, tânăra americană, e român, îmbrăcată, frumos, mireasă, dar decent. Și am zis, l-am felicitat pe mire, măi, zic, ți-ai luat o fată, zic, o știu și înainte pe fata asta, stau hainele. Că nu știu cum se face că la unele fetele bate vântul hainele în sus și când îți mireasele bate vântul hainele în jos.
E goală până aici, până a fost, înainte de fată, era goală. Mă zic, asta, uite, știe să fie îmbrăcată și în sus și în jos, că asta ți s-a dăruit și s-a păstrat pentru tine. Să vă binecuvinteze Domnul, să aveți o nuntă la care să primiți cu adevărat binecuvântare, cum spune versul. Cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine el sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Fie oare ea frumoasă, știe oare să gătească, sau va fi o pierde vară și o pagubă în casă? Toate aceste gânduri sumbre fac în inima de tânăr urme adânci, cu grele umbre. Însă nu uita, copile, tinerețea să-ți o închini. Celui ce din veșnicie poartă grijă de-a lui fii. Că ce vezi e o pomă amară, ce găsești tot te înșală. Și mai amară ca pelinul căsnicia o să-ți fie dacă nu-ți închini tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție încât să se potrivească în a sa călătorie. Și începând cu Eva atunci, încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat nespus și în ziua anunții sale îi va da un dar Iisus. Și apoi ți se spune, ți se va spune ca în pildă, ia și ți se cuvine și pleacă. Am spus că încheie la 5, după 5 o versuri, nu mai fost studiu. Luăm pauza de care am zis și așteptăm întrebările dumneavoastră pe acest domeniu. În ce n-ați înțeles, știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură, nicio predică nu se înțelege singură, mai întrebați și pe alții. E aici fratele păstor și părinți spirituale în așa fel încât la căsătorie să nu greșiți și în ziua anunții să fiți binecuvântați. Amin.